Foarte mică, semisticurile de pe spate au prins foarte mare de aderență, au împins fața, pe fața aveam cauciucuri de stradă, certe că am ajuns în parapetul ăsta. Și absolut tot, și sondă de presiune, ulei și tot. Am încercat să o lipim cât am putut cu șoricei să arate și ea cât de cât decent. Nu arăta decent, dar pentru ce a fost înainte arăta foarte bine. Am avut o dură de antrenament înainte de battle-uri în care mi-am dat seama că mașina nu funcționează cum funcționa înainte de accident. Volanul făcea niște chestii absolut ciudate, ajungeam în niște unghiuri în care eu de obicei nu merg pentru că nu îmi place să merg atât de lent în unghiuri foarte mari. Preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto que tem resolvida a sua cor. Não tem que se impor. Și am avut o tură bună de lider cu Haiu, dar din păcate eu am crezut că am mers prost, pentru că pe final m-a prins foarte tare și eu am presupus că așa a mers toată tura. Și când am fost follower, am decis așa, la un mod automat, să îl atac cât am putut eu de tare și cât am putut eu de mult. Se văd bările cum zburau, atât a mea din parapet, cât și a lui, din spoilerul meu față, care nu mai era, din armătura mea din față. A fost o cursă absolut superbă. Sorin Ene versus Radu Moise, o să fie un battle foarte interesant, niște piloți foarte ambițioși, să nu uităm mașini că foarte diferite. Radu Moise în dimineața aceasta a fost Radu, Edwin Santos, cum știu fanii săi.
șters pe un unghi foarte agresiv, deoarece arbitrii nu au cerut un unghi. Agresiv, Radu Moise. Sorină de poziția de lider. Devin Santos în poziția de follower, foarte agresiv, cum spunea și Florin. Iată proximitatea, așa cum ne place. Se modifică dacă nu îl împinge pe pilotul atins de pe trasa ideală. Deci, prin urmare, Sorin Ene merge mai departe. Sorin Ene merge în top 8. Radu Moise, Emil Santos rămâne în top 16. Azi a fost un weekend foarte, foarte, foarte plăcut. Chit că a plouat. Dacă făceam ceva strategie mai bună sau știam eu să mă comport mai bine și să fiu mai educat în ghilimele și mai deștept, probabil că reușeam ceva mai sus de top 16. Ursul să intre într-o mare, mare, mare reparație capitală acum, și mecanic, și estetic, și din toate punctele de vedere, pentru că urmează etapa de pe la Rău, pe care sigur nu vreau să o ratez și sper să fac ceva și acolo ce-o fi.